Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre cum instalăm aplicația aerului condiționat și cum ne conectăm la Wi-Fi. În actele în care ați cumpărat aerul condiționat, nu contează că e Yamato, că e mama măsii, LG și alte denumiri, în actele care le aveți, aveți acest cod de aici. Acest cod scanați cu telefonul dumneavoastră, da? Deschideți aplicația foto, da? Și uitați, deja l-a scanat și mi apare aici, atingeți pentru a accesa global info. Să mergem direct la aplicația pentru Wi-Fi. Aceasta este aplicația pentru Wi-Fi, după cum vedeți, da? Pentru aerul care l-am eu. Și mă duce direct. Dăm pe instalare, frumos. Așteptăm să se instaleze. Așa, după ce s-a instalat, îi dăm pe deschideți, da? Se deschide aplicația, așteptăm că să se deschidă și aplicația, îi dăm aloc ăsta, da? Permiteți, ca să putem să ne facem cont și să-l controlăm direct după Wi-Fi, după telefon. Acum îi dăm aici, ia să vedem. Hai mă, ce-i de merge așa? Merge mai greu, nu știu care-i treaba cu aplicația. E aplicația lor, nu a mea. Așteptăm să ne dea voie. Da, agrere. Ok. Și acum, dacă nu aveți cont, dăm aici pe sing-up. Ne facem cont. Băgați aici un username. Adică o poreclă, cum s-ar zice, e-mail-ul. Parola, da, confirmația de parola să fie la fel, regiunea de unde sunteți, din Europa probabil, și după aceea îi dați pe sing-up. Eu am cont, așa că mă conectez direct. Deci cam asta este cu aplicația, da, întotdeauna în actele aparatului de aer condiționat care l-ați luat, ca să vă puteți conecta la aplicație și Wi-Fi să-l controlați după telefon, căutați acest cod, da? Codul acesta este pătratul ăsta, minunatul ăsta frumos. Îl scanați cu telefonul. Cu telefonul, da? Și vă duceți direct la el, vă faceți cont și îl îi dați drumul direct după telefon, indiferent de unde veți fi. După telefon, exact când sunteți la muncă și vreți să găsiți răcoare acasă sau căldură. Răcoare sau căldură acasă. O zi bună!